mai dă-mi-l și mie. Să văd diferența acum, că acum dau. Ne-am suit pe 520 din nou. Da, pleacă mai zmocit ăsta un pic, se simte. Ai văzut cu 450 nu poți să... Da, da. E mai limit? Da, da. Da, merge fain și ăla. Dar se simte diferența. Acum că m-am suit. Pleacă, pleacă mai tare. Iar ăsta mi se pare că pleacă mai tare decât cel cu care m-am dat în bușteni de 520. Da, e diferență. Acum realizez că e mai mare diferența între 450 și 520. Trage, trage mai tare. Da. Ăsta cel puțin trage bine, dar nu toate trag la fel. Bine, după 50 așa toate se duc la fel. Uite ce-i dă nebunul cu 450. Eu merg frumos. Și aici se bulbuie la 64-65. Aolea, dar ce tragi de el în viraj. Ți-am zis, da, trăgea. Eu de când am plecat pe asfalt se vedea că mă... Asta e nasul când închiriez, că toți se dau urât cu ele și na, lovește una alta la direcție și trebuie să le repar după. Mergem încet pe aici frumos, că sunt casele oamenilor. Străiți. Ce tare e pe aici așa, nu știu, mi se pare interesant cum locuiesc oamenii pe aici. Nice. Opa, pisi, pisi, să nu te calc. Și uite, ăla parcă nu... Ăla nu vibrează așa rău ca ăsta. Ăsta îți face masaj în tălp, deci... M-am mai dat eu o dată, dacă știți, am vlog cu 520 cu servo și tot la fel m-am plâns că vibrează rău în picioare. Deci că îți face masaj. O, dar ce vibrează cu să-mi bambată, mama. Ce bău ești. Bă, dar stă strâmb ATV-ul, să-mi bap. Mi se pare că stă strâmb. Se duce și ăsta dreapta, bă. Ai văzut? Cred că... Uite. A, da. Ăla se duce rău. Păi bă, știi de ce s-a făcut așa? Că tu când mergi drept, ăla virează așa. Stângul și se tocește.
Ce? Ce am dat? Ce ai, mă? Ce a bubuit? Ce ai, mă? A, oi fi luat vreun plastic pe acolo. Vreun... Nu, dar nu s-a auzit, adică n-am simțit nimic, o fi fost vreo bucată de plastic pe jos. Ha, mă, ce-mi face asta? Gata, băi, fraților, cam asta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui clip, să-mi dați un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa, pa. Păi da, e bine, dar știi care e faza? Că o forțează aia, tu când mergi drept, ca să o tragă pe aia, aia și aia se duce în stânga. Nu știu, mă, dar e strâmb. Tu știi cum se vede din față în mers? E strâmb ATV-ul. Da, uite cum stă aici, nebun, vezi? Ori e, stai mă, cred că e parcat el strâmb, este. Stai un pic. Nu pot să-l ridic. Acum. Nu, cred că ne fură roțile alea. Dar am văzut de la început că trage dreapta. Bă, e de mult din moment ce a tocit cauciucul. E așa de... că nu le tocește în două zile, trei. Ai mers cu el așa de la început. E strâmbă, nu? Dar care l-a lovit?